Cristina Paraschivescu a sosit în platoul de la Neața să discutăm despre limbajele iubirii. Suntem în acea perioadă a anului când, nu-i așa, schimbăm verbul, schimbăm felul în care ne adresăm, dar mai ales felul în care povestim într-o relație. Bună dimineața! Neața! De ce toamna ne apucă melancolia asta, nostalgia asta? De ce ținem neapărat să avem comunicarea asta? Probabil după o perioadă de vară în care am fost mai degrabă orientați către a ne trăi pasiunile, către a călători, către a explora partea exterioară a vieții. Corect. Vine toamna și atunci ne îndreptăm mai mult atenția către interiorul nostru, către sufletul nostru. Perioada de toamnă-iarnă ne invită la introspecție. Iată. Și atunci... Și mai puțină lumină pe cer. Exact. Exact. Este un bun moment pentru a sta cu noi înșine și a vedea cum ne așezăm în interior, care sunt nevoile noastre și dacă ne dorim mai multă iubire în viața noastră. Ne-am propus să vorbim despre iubire, dar mai ales despre cum putem să ne învățăm partenerul să ne iubească. Asta mi se pare cel puțin ciudat. De ce ar trebui noi să predăm lecția asta? Pentru că fiecare dintre noi avem un limbaj de iubire și adesea s-ar putea să fim într-o relație de cuplu cu o persoană care are un limbaj de iubire diferit față de al nostru. De aia doi adulți care se ceartă spun nu vorbim aceeași limbă? Exact, sau de aceea apar astfel de replici de tipul tu nu mă iubești, ba da, te iubesc, îți arăt în fiecare zi. Din cauza asta avem aceste conflicte în care unul dintre parteneri, de exemplu, femeia spune, dar nu mă mai iubești ca la început, nu mai mi-aduci flori, nu mai faci servicii, nu mă mai ții în brațe, nu mai vrei să mai petrecem timp împreună. La care partenerul bărbat, de exemplu, poate să spună, ba da, te iubesc foarte mult, am dus gunoiul, duc copiii la școală, la grădiniță, fac cumpărături, duc mașina la service. Însă, în cazul acesta... Nu vorbește... Ei se iubesc între ei, însă femeia s-ar putea să aibă, în cazul acesta, ea are limbaj de iubire, timpul petrecut împreună și atingerile, pe exemplu pe care eu tocmai l-am dat, iar bărbatul are ca limbaj de iubire serviciile. Adică el face lucruri pentru casă, pentru soție, pentru copii. Există mai multe limbaje ale iubirii? Da, sunt 5 limbaje ale iubirii. Bun, deci hai să le luăm în ordine. Ea avea... Timpul petrecut împreună, timpul de calitate petrecut împreună. Da. Apoi mai avem cuvintele de încurajare. Apoi avem serviciile. Atingerile. Și cadourile. Care nu sunt servicii. Care nu sunt servicii, sunt cadouri. Sunt însă atenți. La fiecare din aceste limbaje de iubire... Pentru cei căsătoriți, atențiile nu sunt cadouri. Atenție! Bun. Atenția intră la timp. Atenția intră la timp. Când acordăm atenție, fără factor perturbator partenerului nostru, vorbim pe limbajul de iubire, timp de calitate petrecut împreună. Ce înseamnă asta? Nu doar să fim fizic unul lângă celălalt, ci să nu avem telefonul lângă noi, de exemplu, pentru că degeaba stăm pe aceeași canapea dacă unul dintre noi butonează telefonul și este atent la alți prieteni, la muncă, la alte activități care îi captează atenția acolo. Dăm un exemplu de limbaj pe care ar trebui să-l perfectăm, uite, în noiembrie. În noiembrie, important este să ne descoperim care este limbajul nostru propriu de iubire și să comunicăm acest lucru partenerului nostru. De exemplu, fiecare persoană ar trebui să se întrebe cum mă simt eu cel mai iubit sau cel mai iubită. Când mă simt și să existe această conversație în cuplu. Uite, eu mă simt cel mai iubită de către tine atunci când tu... Și ce urmează după atunci când tu este limbajul de iubire al persoanei care comunică. Atunci când tu mă ții în brațe, atunci vorbim despre un limbaj de iubire al atingerilor, al îmbrățișărilor. Mulțumim tare mult, Nina Paraschivescu, este fondatorul unei școli de coaching. Dacă aveți nevoie de detalii, o găsiți googlindu-i numele, știți deja ideea noastră. Mulțumim tare mult!